Uite cât talent! Uitați-vă la ei! Căutați-le emoțiile! Mamă, ce haos, John! Stai! Vreau să vă rog ceva, vreau să vă rog pe voi ceva! Domoliți-vă părinții! Domoliți-vă părinții, vă rog eu! Domoliți-i! Ia uite ce... Domoliți-vă părinții! Liniște, s-a făcut liniște! Mulțumesc! Mulțumesc! Când vă rog să-i domoliți, da, voi... Pa... Ok, mulțumesc. Cum a fost? A fost nu foarte vrei greu. Să știi. Wow! O seară plină de talent. Am avut... și fără să mă grăbesc când spun lucrurile astea, cred că am avut cea mai frumoasă și cea mai complexă finală de până acum. Talente diferite, copii frumoși, ambițioși, foarte bine pregătiți, nivelul a crescut. Am fost prezent la toate sezoanele, în toate finalele Next Star. Sunt un norocos. Sunt un norocos că am parte de un astfel de spectacol oferit de copii. În momentul ăsta, Dane, simt că presiunea este pe umerii noștri, pe umerii juraților. Pentru că noi din toți am ales unul singur. Îți propun, Pepe, să începem prin a face un top 3. Un top 3 aleatoriu. Un top 3 la întâmplare. Un fel de podium, dar 3... să zicem că toți sunt pe locul 1. Să-i scoatem un pic adică în față. Adică nu înseamnă locul 1, 2 sau 3. Un top 3 la întâmplare. Un top 3 la întâmplare. Wow! Toată cei lumea 3... pregătită pentru top 3? Da! Ei! Acum îi voi aduce în discuție pe cei 3 care au intrat în discuția de a câștiga marele trofeu Next Star. N-a pus nimeni mâna pe trofeu în seara asta. O va face în câteva minute Cristina Neagu, cea mai importantă handbalistă a lumii. Ea va fi cea care va înmâna trofeul Next Star. Cu speranța că am făcut cea mai bună alegere noi jurații, care suntem vinovați și pentru că v-am ales și ați oferit spectacolul din această seară, așa că merităm și noi aplauze. Mulțumim! Să știți că nu a fost ușor. Am avut încredere în copiii ăștia frumoși și talentați pe care i-am adus în această seară, în marea finală. Eu consider că am făcut cea mai bună alegere și o să prezint un top 3 aleatoriu. Așadar, cine își audă numele, să facă un pas în față. Wow! Face un pas în față. Melanie face un pas în față. Melanie în top 3. Melanie e la un pas de Melanie, trofeul Next Star. Te-aș ruga să fii mai aproape de trofeul Next Star și să stai aici într-o parte, să-i vedem pe toți. Melanie e în pole position. Când voi anunța următorul concurent sau trupă, sau concurentă, o să vreau să primească aplauze, pentru că merită. Mai face un pas în față. Mai face un pas în față. Mamă. Ce seară, ce copii. Face un pas în față. Mihai! E aproape de trofeul Next Star! Puștule! Melanie cu vocea e extraordinară și Mihai cu mintea lui strălucitoare. Beautiful mind. Dane, extraordinară minte. Mai avem un loc. Nu s-a terminat wow. seara. Wow. Nu înseamnă că
unul dintre cei doi a câștigat deja. Deloc. Pe aceeași poziție cu ei, în momentul de față, se clasează... Mamă! Dumnezeule! Și în momentul în care voi rosti numele, vreau să aplaudați cu forță pentru că merită. Cei mari n-au emoțiile celor mici. Nu vă imaginați ce e aici. Cine să fie? O, Doamne! Bianca! Bianca! Bianca e și ea la un pas de trofeu! Credeai? Wow. Da! Da! Că da! Gras, slab, scurt, lung, acru, dulce, rău, bun, urât, frumos, mic, mare, închis, deschis, moale, tare, noapte, zi, greșit, corect, 135. Da! Corect! Corect! Bine de tot! Trofeul Nextar, 20.000 de euro în câteva minute. Ce copii senzaționali! Am rămas cu 3, da? Am rămas așa. Am rămas cu mintea, am rămas cu vocea și am rămas cu trupul. Corpul, vocea și mintea. Asta e bătălia Nextar. Între un moment de contorsionism senzațional, între o voce fantastică și între o minte sclipitoare. Bătălia se dă între minte, voce și corp. Dorian. Dane, în primul rând vreau să-i felicit pe toți trei și să-i aplaud eu. Wow!